Eroul umanității Volodymyr Zelensky încasează două lovituri cumplite în doar câteva zile, din două direcții diferite, de la Joe Biden și de la fostul ombudsman al Ucrainei. Zelensky este acuzat că a ignorat, în ciuda dovezilor, avertismentele iminente invaziei Rusiei. Nu doar că administrația Biden îl informase pe Zelensky mult înaintea invaziei de iminența sa, dar începând din 18 februarie, cel puțin liderul de la Kiev primea și informații concrete de la propriile structuri, precum avocatul poporului. Și totuși, în loc să ia măsuri urgente, Zelensky a făcut exact contrariul. A început să acuze oficialii occidentali că, prin anunțurile privind invazia, prăbușesc moralul poporului său. În urma acestor acuzații repetate, Casa Albă a anunțat oficial pe 3 februarie că nu va mai utiliza cuvântul iminent cu referire la riscul unei intervenții militare ruse în Ucraina. În acel moment, presa internațională relata cum Zelensky ceru Occidentului să nu mai genereze panică privind riscurile unui conflict militar, argumentând că, deși probabilitatea unui atac militar rus există, nu este mai mare decât a fost în 2021. Potrivit unui oficial de la Kiev citat de CNN, Volodymyr Zelensky avusese disensiuni puternice cu președintele SUA, Joseph Biden, în cursul unei convorbiri desfășurate în acele zile pe tema nivelului riscurilor unui atac rus, iar conversația nu a decurs deloc bine. Joseph Biden l-a avertizat pe președintele Ucrainei că un atac al Rusiei ar fi o posibilitate clară, însă Volodymyr Zelensky a replicat că situația rămâne periculoasă, dar ambiguă, astfel că nu este sigur că va exista vreun atac. Dezvăluirile fostei avocate a poporului ar putea explica acum demiterea sa din funcție. Se dorea ștergerea urmelor, iar faptul că Joe Biden scoate acum din lada acuzațiile extrem de grave prin substrat la adresa lui Zelensky pare a marca o piată de hotar în evoluția evenimentelor provocate de războiul din Ucraina, relatează site-ul inpolitics.ro.